Sindicaliștii din raionul Rezina s-au reunit într-o spartachiadă. Competițiile sportive au fost organizate în scopul promovării culturii fizice și a modului sănătos de viață în colectivele de muncă. Astfel, la spartachiadă și-au încercat puterile reprezentanții ai 10 sindicate, membre ale Consiliului Interamural Rezina. Trecem spartachiada sportivă, la care participă toți membrii de sindicat din ramurile sindicale. Avem astăzi participanți la spartachiade de la Sindicatul Educație Știință, Viitorul, Agroinsind, Sănătatea, Sindaspu, Sindicost la Farș și altele. Toți au venit pregătiți, toți sunt cu bună dispoziție și le dorim tuturor succes. Participarea sindicaliștilor la competițiile sportive a fost salutată de administrația raionului. Avem participanți toate sindicatele din raionul Rezina, peste 140 de participanți. Ne bucur faptul că prezența este vizibilă, deci toate sindicatele au acceptat, toți sunt participanți și considerăm că până la urmă va fi o măsură bine organizată, deoarece pregătirile au fost la cel mai înalt nivel și toți vor rămâne mulțumiți de această organizare. Cu atât mai mult că la asemenea măsuri toți vin atât pregătiți moral și psihologic, cât și faptul că devin mult mai prietenoși și asta și pe noi ca conducere raionului ne încurajează și ne bucură faptul că suntem alături de aceste echipe care sunt astăzi participante la această spartachiadă sportivă. Această spartachiadă sportivă se include perfect în șirul de activități de raionul nostru. Le doresc la participanți sănătate, succese și victorii. După partea oficială a evenimentului a fost dat startul competițiilor la probele tragerea odgonului, volei, tenis de masă, șah, dame și trânta, categoria ușoară și categoria grea. Învingătorii s-au ales cu diplome și bani. Spartachiada sindicaliștilor este susținută financiar de Consiliul Raional Rezina și Confederația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova.